În Hălmeag, toată lumea va avea lumină la poartă. Și nu doar în localitatea Hălmeag, ci în toată Șercaia. Așa au hotărât edilii în Consiliul Local după ce au primit mai multe reclamații de la cetățeni de-a lungul timpului. Oamenii se plângeau de sistemul vechi de iluminat. De aceea s-a hotărât să se monteze becuri noi, performante, cu un consum de curent mult mai mic și totodată cu o durată de funcționare mult mai mare față de vechile becuri. Am ajuns la concluzia că decât să cheltuim an de an sume de bani pentru niște becuri economice, cu firme care trebuiau să fie agreiate pentru a înlocui aceste becuri. Și randamentul era destul de prost, totdeauna aveam reclamații, am ajuns la concluzia în Consiliul Local că trebuie să schimbăm tot sistemul de iluminat. Având în vedere și noile becuri apărute acum cu LED-uri, consum mai mic, mai eficient, garanție mult mai mare, am considerat că este necesar și am și găsit oportunități de a derula acest contract și înlocuim practic în toată comuna tot ce înseamnă lampă veche, stâlp de stâlp, fiecare va avea lumină la poartă. O altă veste bună este că numărul de becuri în localitatea Hălmeag s-a dublat. Vor fi mai multe, avem undeva la 275, o să ne închidem pe la 503 becuri. Cert este că cele 503 becuri care preconizăm să le montăm nu au un consum mai mare decât au actualele 270 de becuri care există la ora actuală și care am reclamații pe bună dreptate de la oameni că la mine nu e lumină. Sunt străzi în care este întuneric. Și apoi, Doamne iartă-mă, nu știu de ce beneficiază omul în ziua de astăzi. Dacă un bec nu poți să-i pui, aia nu poți să-i faci. Până la urmă, care e serviciul nostru care trebuie să-l derulăm la primărie?